În altocru din persoanelor cu diferite dizabilități, oamenii în vârstă sau oameni mai tineri sau adulți care vor fi primiți în acest așezament, într-o nădejde că se vor găsi oameni, medici, asistente medicale, infirmieri și voluntari care să se aplece cu dragoste, cu deschidere sufletească spre cei care sunt atinși de o suferință sau alta. Este foarte important pentru oamenii sănătoși. Cine este sănătos? Că toți avem răni sufletești în ființa noastră lăuntrică. Dar să dăruiască Dumnezeu celor care sunt sănătoși în trupul lor, să se deschidă și să vadă cât de importantă este sănătatea pentru om și, constatând persoane cu diferite dizabilități, să se deschidă în lucrarea lor și să împlinească cele ce care se cuvin, pentru că nu se știe. Într-o bună zi și noi putem fi atinși de o infirmitate sau alta, sau în tot cazul vom crește în vârstă, ne vor cuprinde neputințele și vom avea la rândul nostru nevoie să fim îngrijiți. Îngrijindu-i pe astăzi acum, asigurăm îngrijirea noastră proprie atunci când va veni sorocul și timpul ca și noi să avem nevoie de dragostea altora. Bucurie sfântă, Doamne ajută! Da. Haide.